Alături de instituțiile presă, un rol aparte la observatorii din secțiile de votare, care la fel vor monitoriza cum decurge procesul de vot. Domnule Postică, cum îi pregătiți pe acești observatori? Ce trebuie să cunoască? Cum acționează în momentul în care depistează o încălcare în secția de votare? La cine se adresează și cine întreprinde măsuri? Eu aș vrea să fac o precizare foarte importantă, pentru că noi, în definiție, în teorie, există două categorii mari de observatori. Observatori politici și observatori apolitici. Politici sunt cei desemnați de concurenții electorale și partidele politice. Deci care fac exact același lucru pe care îl facem și noi cei apolitici, dar totuși ei sunt tentați de regulă să nu raporteze încălcările pe care le comit concurentul care e desemnat. În calitate de observatori apolitici, noi acordăm o atenție destul de importantă a pregătirii observatorilor, pentru că noi, pe acei observatori care sunt implicați în monitorizarea perioadei electorale, ei sunt instruiți de regulă cel puțin de două ori pe parcursul campaniei electorale, înainte de începerea campaniei electorale. Deci noi oferim un seminar de circa 3 zile, după care un seminar de circa o zi sau două pe parcursul pe campaniei electorale și deja un seminar de jumătate de zi înainte de ziua alegerilor. Observatorii care sunt desemnați în ziua alegerilor să monitorizează procesul electoral în secția de votare, ei beneficiază de un program mai redus de instruire, de jumătate de zi, așa încât li se explică absolut toate regulile de comportament și regulile de gestionare a procesului electoral în ziua alegerilor. Cu referire la sesizări, pentru că observatorii au dreptul doar să facă sesizări, și aici este o chestie foarte importantă, pentru că sesizările, spre deosebire de contestații, sunt examinate doar de către președintele organului electoral și atât. Contestațiile, da, ele sunt examinate în cumul de către toți membrii biroului electoral sau consiliului electoral circumscripției și ele pot fi contestate în ordine ierarhic superioară. Deci observatorii nu au un astfel de drept, ei doar au dreptul să depună sesizare și o depun nemijlocit președintelui organului electoral. Observatori și jurnaliști, Promolex organizează instruiri pentru jurnaliști inclusiv, care vor organiza dezbateri în această campanie electorală. Exact. De ce țineți cont în momentul acestor instruiri și cum ar trebui să le desfășoare corect? Iarăși, din punctul nostru de vedere, noi încercăm să organizăm instruirile în așa fel încât să arătăm că noi, în calitate de actori apolitici, oferim șanse egale tuturor și încercăm să fim maxim posibil imparțiali atunci când observăm anumite lucruri, atunci când raportăm anumite lucruri, atunci când oferim spațiu de emisie sau de dezbatere unul sau altui concurent electoral. Deci, și aici accentul principal îl punem pe non-partizanat, pe echilibru și pe echitate. Domnule Postică, care sunt acele încălcări? Au fost depistate, De-a lungul timpului de către observatorii Promolex sau alți observatori implicați în alegeri? Cel puțin noi, misiunea noastră de observare, de fiecare dată atrage atenția la toate aspectele procesului electoral. Fie că e vorba de părțile bune, cât și de părțile mai puțin plăcute, anumite aspecte problematice, după cum ați menționat. Tendințele la care de cele mai dese ori noi le observăm sunt cu conotații negative, vizează în special perioada preelectorală și electorală și la fel atestăm destul de multe încălcări în ziua alegerilor. Dar totuși, din punctul meu de vedere, dacă să facem conexiune cu prestația mass media în special, cred că cele mai multe încălcări și cele mai importante ca impact se produc în perioada electorală, atunci când candidații de regulă își permit să folosească, să utilizeze resursele administrative, să încerce să facă corupere alegătorilor, să organizeze diverse concerte și evenimente publice, pentru care, cu regret, nu de fiecare dată raportează cheltuielile reale suportate pentru ele. Dar și în ziua alegerilor noi atestăm situații în care alegătorii sunt aduși organizat în incinta secțiilor de votare, atestăm deficiențe ale listelor electorale, atestăm situații în care se admite agitație electorală în locurile interzise.
ce ar trebui să învețe alegătorii din experiența candidaților sau deputaților care au fost până acum în Parlament și care își finalizează mandatul zilele astea? E foarte complicată întrebare. Cred că Republica Moldova are nevoie de candidați, dar și deputați care, într-adevăr, reflectă realitatea în acele declarații de avere pe care le depun la Comisia Electorală Centrală. Adică noi putem să vedem, într-adevăr, salarii poate de sute de mii de lei și donații în adresa lor de poate 10-15 mii de lei, pe când în foarte multe cazuri noi vedem situații inverse, când salariile declarate oficial sunt foarte mici, în schimb avem donații sau cadouri de la anunți de la cum 3 de milioane de lei. Deci, cam în acest fel noi putem să ne facem concluzii despre potențiale candidați. Noi putem să vedem ce afaceri au ei, ce afaceri au membrii familiilor lor, pentru că avem foarte multe situații descrise cu lux de amănunte, în special în investigațiile jurnalistice, atunci când persoane foarte tinere care nu au nicio experiență de muncă sunt conducători de întreprinderi foarte profitabile. Evident, aceste persoane tinere sunt rude, cunoscuți, nași cu mătre sau mai știu eu ce, cu persoane care dețin funcții publice. Deci, soluția cea mai potrivită, din punctul meu de vedere, este să ne informăm de majoritatea surselor posibile. Aici, în primul rând, ar trebui să atragem atenția la sursele oficiale. În afară de investigațiile jurnalistice, noi trebuie să ne uităm și la sursele oficiale. Aici vorbim de pagina web a Comisiei Electorale Centrale, pe care vor fi publicate absolut toate informațiile despre toți candidații, inclusiv certificatele de integritate, inclusiv CV-urile lor, inclusiv informațiile cu privire la venituri și proprietăți. Dar, în ultimul rând, eu cred că noi, pentru că problema principală, din punctul meu personal de vedere, sub aspect politic, politicienilor din Republica Moldova, este traseismul. Noi ar trebui să urmărim foarte bine care a fost parcursul politic al diferitor candidați sau potențiali candidați, din ce partid vin, cât de consecvență au fost în promovarea acelor valori ale unui partid sau altui partid sau multe alte partide. Vorbind despre observatori, cum putem face ca cetățenii să fie acei observatori, să se sesizeze încălcările, să fie responsabili și să intervină în momentul în care sunt admise anumite încălcări grave? Eu cred că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să fie conștient și să știe că el are dreptul să depună contestații pe orice fel de încălcări pe care le vede comisie de orice fel de actor sau concurent electoral. În acest sens, ei pot să depună contestații în adresa birourilor electorale, organelor electorale, dar nu în ultimul rând și poliției. Dar dacă îmi permiteți, aș vrea să fac și un concluzii sau o totalizare. Eu cred că noi foarte mult auzim de această noțiune de luptă politică, pentru că foarte multe partide, concurenți electorali, vor lupta pentru a ajunge sus acolo la putere. Eu cred că noi, în calitate de cetățeni, oricum suntem implicați în această luptă politică și în această luptă politică cea mai importantă armă noastră este votul. Pentru că prin votul pe care noi îl aplicăm în cabină, în dreptul concurentului pe care îl simpatizăm sau, din contra, îl sancționăm pe cineva când nu aplicăm votul, ștampila votat în dreptul lui, noi alegem acele persoane care ne vor reprezenta pe noi. Și arma noastră în această luptă politică este votul conștient și informat. Noi trebuie să fim conștienți de ceea ce facem și noi trebuie să ne informăm foarte bine înainte de a lua o decizie.